Domnule secretar de stat, puteți să-mi spuneți, înțeleg că a fost o operațiune complexă de a muta aceste persoane în vârstă, care aveau niște răni, am văzut și poze, greu de redat la televizor. A fost o operațiune complexă. În ce stare erau persoanele respective? Deci eu la acest moment ce pot să vă spun este că noi, cel puțin la nivelul Departamentului pentru Situații de Urgență, am asigurat, așa cum se zice, funcție de sprijin pentru colegii de la DICOT și de la poliție în executarea misiunii. Normal că am fost anunțați, ne-am mobilizat din timp, s-a păstrat confidențialitatea, că este foarte important acest lucru și, bineînțeles, la intervenție colegii au dus toți pacienții la două spitale unde au fost investigați, după care la locații unde să fie îngrijiți mai departe, pentru că locațiile unde erau nu se mai putea întoarce la el. De ce nu se puteau întoarce? Misiunea noastră. Aici nu mai pot intra în niciun amănunt, pentru că este o anchetă al DICOT-ului și chiar dacă astăzi chiar domnul ministru a explicat acest lucru și dimineață, deci chiar dacă au fost sesizări înainte, uneori prelucrarea unui dosar durează mult ca să poți să culegi probe și nu poți direct să te duci și să nu ai probele care să-ți permită după asta să instrumentezi un dosar. Aici nu e activitatea noastră, este activitatea colegilor de la DICOT și poliția. Înțeleg și asta, ei sunt da. Singurii care pot vorbi despre asta. Despre starea pacienților, da. Dumneavoastră bănuiesc că i-ați văzut, dumneavoastră sunteți și doctor. Nu, nu i-am văzut, eu am fost la minister, i-au văzut colegii care au fost mobilizați în mod deosebit și chiar le mulțumesc colegii de la Floreasca, s-au mobilizat într-un număr important de medici și asistenți și, bineînțeles, cei care i-au consultat în final și au decis cine rămâne internat și cine nu, și au rămas internate 9 persoane în spitale. Aici este vorba de cele două spitale care i-au consultat, Spitalul Gerota și Spitalul Carol Davila de la Ministerul Apărării. Și ce ne puteți spune despre starea lor? Din momentul în care 9 au rămas internați, restul au fost trimiși pentru cazare în alte locații, înseamnă că nu necesitau internare. Mai mult decât asta, credeți-mă că nu am și nici nu știu ce să vă spun, pentru că nici fișele medicale nu le vedem noi. Aici este treaba medicului care i-a consultat sau grupul de medici care i-a consultat și, bineînțeles, datele care s-au predat la procuratura și la poliție sunt analize recoltate care poate rezultatele nu toate au venit. Deci este o chestiune care încet, încet bănuiesc că se va comunica pe ea de către autoritățile care coordonează această acțiune. Dumneavoastră ați văzut foarte multe acțiuni de cât timp activați în acest domeniu. Sunt foarte curios dacă ați mai pomenit de așa ceva, o asemenea acțiune pe care ați desfășurat-o la aceste cămine. Este o acțiune de amploare. Pentru noi este prima dată în care am fost solicitați într-o astfel de acțiune, dar și acțiunea a fost în sine o acțiune care nu era obișnuită. Asta nu înseamnă că nu a fost o acțiune corectă sau nu trebuia. Era o acțiune care trebuia să se facă din momentul în care au avut elemente care au motivat-o. Aici, din nou, nu noi ne pronunțăm asupra acestui lucru. Noi suntem o forță de sprijin în aceste situații. Noi nu am luat decizii și doar că am sprijinit pe partea medicală și pe partea de transport și să ne asigurăm că oamenii au îngrijire corectă la fața locului, pe durata transportului și, bineînțeles, spitalele care le-au consultat și ulterior către destinațiile unde au fost trimiși.